Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicat în vârșurile voastre. Încolo toți să fiți cu acerea Sfântă, simțiți cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, că și la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buze de la cuvinte înșurătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să urmărească. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Versetul 7. Fratele Ilie ne-a adus în atenție un bărbat înțelept. E bun? Ce face bărbatul înțelept? Domnul Iisus spunea Matei 7:24 că ăsta e un om cu judecată care și-o zidit casa pe stâncă. Și în pofida tuturor intemperiilor, casa a rămas zidită. Dar eu m-am gândit la bărbatul ăsta înțelept, când îl însurăm, n-ar trebui să-i căutăm o fată înțeleaptă? Să ne ajute Domnul. Și dacă e tot familie, spune în Proverbe, capitolul 14, că femeia înțeleaptă, ce face? Își zidește casa. Noi, eu cred că Adi înțelept, nu-i cunosc foarte bine, cum te cheamă Paula cu tine, nu? Cred că Paula Ancuța și ea înțeleaptă și împreună Domnul să-i ajute să zidească casa. Amin. Câteva cuvinte despre gândul acesta al zidirii. Există două dimensiuni, două direcții la care ne referim în expresia își zidește casa. Una e pământească, e firească, pentru că noi trăim pe pământ și avem nevoie și de binecuvântări de acestea materiale. Domnul să le dea și lor. Adică să aibă o casă, poate are, nu știu, să aibă pâinea cea de toate zilele. Acum, e normal, să aibă o mașină bună, ce mai vreți. Și să aibă binecuvântări. Cum se ajunge totuși la belșugul ăsta? Că unele familii nu ajung aici să aibă aceste binecuvântări. În primul rând, în Proverbii 31, arată câteva metode prin care noi putem câștiga belșugul acesta. Și aceste metode le aplicăm la amândoi, și la bărbat înțelept, și la femeia înțeleaptă. În primul rând, e munca. Acolo spune de o femeie foarte, foarte harnică. Dea Domnul ca femeia care azi intră în casă, Paula, să fie o femeie harnică, dar și bărbatul Adi să fie tot harnic. Eu las să spun amin. Că se dobândește binecuvântarea pământească și belșugul acesta prin muncă, prin economie, că degeaba unul aduce mult și altul nu face economie. Economie nu zgârcenea. Eu recomand întotdeauna să fiți econom. Și prin investiții. La femeia aceea spunea să gândește la un ogor și îl cumpără. Ieri mă întreabă soția, a apărut un afiș lângă mine să vinde un pământ de casă. Și era cumva care căuta. Măi, cât vrea pe el? Că eu acolo am cumpărat cu 1500 de euro ar, o bucățică, să dau la baiet. Și că-i pus preț 5500. Până am tot trecut de cât 3 ani de când am cumpărat eu. Așa de mult au crescut prețurile, nu, astea sunt prețurile. Aici cu imobiliarele știu ce înseamnă. Asta nu e o șmecherie, nu e o prosteală, nu e un păcat. Să faci o investiție rentabilă.
Că femeia din Proverbe se gândește la un om și se duce să-l cumpere. Deci cum reușim noi să adunăm ceva material? Prin hărnicie, prin economie și prin investiții rentabile. Să ne ajute Domnul. Dar pentru asta ne trebuie și înțelepciunea aceea de care s-o citit astăzi aici. Bărbatul înțelept și nevastă înțeleaptă. Zidesc casa. Mai există tot în zidirea casei, am pus eu o urare din Rut, capitolul 4, versetul 11. Să fii, papa, ca Leia și Rahela, care amândouă, ce-au făcut? Au zidit casa lui Israel. Asta înseamnă naștere de copii. Deci, dincolo de muncă, hărnicie și investiții, mă rog ca Domnul să le dăruiască copii. Amin. Nu hotărăsc eu numărul, nici pe ei nu întreb tu și-ar dori, că recent stam de vorbă cu un băiat și a spus, măi, dacă faci casă, nu o fă prea mare, că e o prostie. Acum te având stare, dată îmbătrânești și nu mai urci la mansardă, nu are ce dispăra bilețele. Dar ea îmi spune, dar ei nu vrea 21 de copii. Măi, întâi făceți unul și apoi mai vedem noi cu restul. Ei și-o propun cu un jur. Acum nu propunem noi copiii, că asta e treaba lui Dumnezeu. Dar să naști copii, să primești copii, să-ți educi bine casa și familia, e o formă de a zidi. Deci zidirea casei are o misiune materială, o mulțire numerică, dar are și o dimensiune duhovnicească. La aceasta vreau să mă opresc puțin. Frații mei, eu am observat că toate familiile unde apar probleme și apar, unde mergem să le conciliem, sunt familii în care pocăința nu a fost trăită la valoarea ei. Acolo în familia unde, Efeseni 4:27, să nu dați prilej diavolului. În familiile în care s-a dat un mic prilej diavolului, diavolul intră și face ravage. Dumnezeu să păzească familia aceasta. Amin. Pentru că zidirea are o dimensiune spirituală. Vine Pavel cu o urare la Filimon și spune în versetul 2, ție și la biserica din casa ta. Familia este o biserică miniatură. O biserică unde se slujește lui Dumnezeu. Fiecare familie trebuie să fie asemănată cu o mică biserică. Ce avem noi aici e o sumă de familii, sunt mai multe biserici care vin duminică dimineața. Dar în familie trebuie să existe citirea Scripturii, să existe rugăciune, să existe cântare, să existe dărnicie, să existe îndemnare. Și nu le spun asta teoretic, frate. Repet, am experiența aceasta. În toate familiile unde nu se trăiește pocăința, poți să fie patron, poți să aibă bani, poți să aibă relații, poți să intri în politică, poate să urce pe culmele astea omenești. Apar probleme. De ce? A fost neglijată pocăința. Eu doresc ca ei să rămână în pocăință. Dumnezeu să-i ajute să trăiască în pocăință. Apare la un moment dat între cei citați în Scriptură un băiat tânăr, bun predicator, un bun administrator, în care Pavel avea mare încredere, numele lui Timotei. Știți care a fost educația? Știți cine l-a educat pe Timotei? Bunica și cu mama, că tatăl era grec, n-arată prea mult de el. În a educa copiii, în a-i crește pentru legea lui Dumnezeu, înseamnă a zidi casa și familia. Să-i ajute Domnul și pe ei. Ce înseamnă a zidi casa? Spune în Corinteni, capitolul 14, versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Versetul 26. Ce-i de făcut când ne adunăm la oaltă? Că ei se adună la oaltă acum. Unul are o cântare, unul o învățătură, unul
vorbire în altă limbă, unor tâlcuire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Normal ar fi ca familiile noastre, oameni buni, să fie lucrurile astea. De dimineață până seara, să aibă loc cântarea, să aibă loc o învățătură, să ne vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântându-i Dumnezeu cu mulțumire. Normal ar fi în familiile noastre să existe momente de rugăciune. Normal ar fi în odăița noastră, poate, să avem o vorbire în altă limbă. Normal ar fi să existe un dar al Duhului Sfânt. Am observat familie și ne știm, acolo unde a fost cer de rugăciune, unde a fost descoperire, acolo a fost familie și copii binecuvântați. Nu-i teorie. Asta e practic. Să fie așa și în familia lor. Doamne ajută! Amin. Există o dimensiune, spuneam, materială. A câștigului, a belșugului, a zidirii căsii din punct de vedere numeric. Dar există o dimensiune, repet, duhovnicească. Și ei doi, înțelepți fiind, să zidească casa și duhovnicește. Bineînțeles că există metode. În Efeseni, capitolul 4, versetul 16, spune, se zidește în dragoste. Cea mai rentabilă metodă în a zidi casa, e dragoste. Poți să lucrezi pe șantier de dimineață până seara, în soare, și la mortal. Când nevasta te-a petrecut bine dimineață și când știi că te așteaptă bine acasă, toată ziua cânti pe schelă. Când te duci sfădit cu femeia de acasă, mica nu ți iese și pareți e strâng. Știi de ce? Că cea mai bună metodă de a zidi e dragoste. Când la plecare bărbatul îi face un compliment la nevastă, îi face un bine, o plăcere, ea calcă, spală, face mâncare, nu face niciun reproș, abia așteaptă să fie bărbatul. De ce? Că este iubire. Când e numai rutină, când e numai obișnuință, când e numai obligație, deja acolo scârție lucrurile. Nu-i bine. Deci metoda asta este dragostea. Să o aibă și ei în plin. Și noi, aia care ne apropiem, 40, dar mai, hai zis, el e 40, eu sunt 37, 38. Scrie Roman, capitolul 15, versetul 2, că noi nu trebuie să ne placem nouă înșine, ci să placem aproape lui în vederea zidirii. Dar e bine bărbatul și dacă ați fac un sondaj de opinie, rămâne repetent mulți, să știi ce-i place nevestii tale. Ce ar place? Un compliment, o mânduiere, o vorbă bună, un cadou, să ții aici. De două ori în viață am făcut cadou, niciodată nu am fost aici. I-am dus, măi, omule, dar ce? De unde știi tu? Știi tu că-mi place asta? Nu mă pot ști asta. Chiar nu mă ducem. Dar e. Noi, în al doilea rând, în primul rând, să știm care e plăcerea ei, în ce este bine, spune acolo, Pavel e foarte atent, și eu să mă fac plăcut. Noi trebuie să ne umblăm așa ca să placem altora. Și aici se pierde. De aceea rutină. Când am predicat odată despre începutul și bucuria începutului și frumusețea la început, sunt niște hoți care fură începutul. Hoțul care fură frumusețea începutului e rutina. Atâta ne-am obișnuit unul cu altul, atâta suntem de familiarizați unul cu altul, că nu ne încercăm să o mai cucerim. Păi eu când m-am dus să o cuceresc pe nevastă, frumos sunt numai cum am venit, dar era mai tânăr atunci. Măi, m-am uitat, m-am oprit, mi-a arătat să nu stea părul rău, mă duc să spui da. Ei, și-o spus da. Vedeți, după 40 de ani m-am uit la oglindă când stau de vorbă cu ea. Și asta e rău. Asta e rău. Fata când vestii că vine un băiat la dânsa, baie de mine. Eu odată
Nu trebuie să vă spun, dar vă spun. Îmi plăție mie de o fată, așa, și mă duc seara la dânsa. Și strâng la poartă, strâng. Bă, nimica, bă, că nu-i nimica. Mă duc și mă duc la casă. El n-are perdele. Era în fața oglindă și așa face niște figuri ca o artistă. S-o strâmba, aranja părul, în tot felul. Și eu stau la geam și mă uit. Când am văzut că nu strâng mai tare și ea mă aude. Și eu vin să spun, bă, strâng la poartă, nu vine nimeni. El spune, bă, e atâta treaba, am copiii ăștia mai mici, tot trebuie să strâng în urma lor. Era 5 minute, m-a uitat, nu s-a uitat în oglindă. Știa că vin. Mă, fata când vine băiatul, nu știe cum să aranjeze, cum să poată, să-l cucerească. Și-o reușit. După aceea devine neglijentă, devine vulgară, devine plictisită, devine... Și asta, ăsta e un hoț care fură începutul. Și am în privința asta multe exemple, dar mă opresc aici. Ce trebuie să se faci în vederea zilei? Nu uitați că dedicarea pentru celălalt e o formă de zidire a bisericii, de a consolidării familiei. Apoi sunt și alt hoț. Dezamăgiri, de transformări, de poiei din 50 chili și ajunge animale, nașteri de copii, bătrânețea, riduri, boala și multe. Multe, dar nu le numim așa. Numai am spus că în vederea zidirii, dragostea are randament 100%, o dedicare. Și apoi spune în Efeseni 4:29, nici un cuvânt să nu stricați, să nu se audă, ci mai degrabă unul bun pentru zidire. În Efeseni 4:12 spune că noi am fost zidiți pentru faptele bune. Fă un gest frumos, vorbește frumos. Ce importanță are vorba asta, poate nu ne dăm seama. Primul gând care l-am avut, dacă pe bărbatul ăsta îl înțelept, însurând cu o femeie înțeleaptă, vor fi binecuvântați. Domnul să fie așa și ei. Mai am un gând din versetul 10, bine un verset care vizează mântuirea noastră de obște. Nu-l citim la mântă. Eu l-am citit, încercăm să-l aplicăm în viața de familie. Și Biblia bine spune, cine iubește viața și vrea să aibă zile bune. Ale? La mine. Tu cu Paul vrei să ai zile bune în casă. Da? Paul, tu vrei să ai zile bune? Da? Ce aveți de făcut? Cine iubește viața și vrea să aibă zile bune, ce trebuie să facă? Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte? Băi, cât rău facem noi cu gurița asta, cât rău facem în familie, câteodată nu stăpânim limba română. Vrei să-i faci un compliment și ea înțelege altceva. Numai să-i spui dimineața la nevastă, când o vezi așa frumoasă, îi spui, vai ce frumoasă ești, așa laie picat. N-ai folosit termenul bine, tot în ziua imunioasă că ai făcut laie. Nu trebuie așa, dar asta e limba română. Vrei, Doamne, să-i faci un compliment și dacă nu ești atent, până la o jână nu poți repara. Ei, bine, trebuie. Au, nu mai spun de o strigare, de o mânie, de o certare, de un reproș. Și acum, când vorbim de vocabularul nostru, Biblia vine și interzice, unele cuvinte le interzice. Să nu se audă între voi cuvinte porcoase, glume proaste, vorbe nechipzuite, acnate la ședesel, ci mai degrabă un cuvânt bun pentru zidire. Că de asta vorbim acum. Minciuni, bârfe, revitiri de tot felul, jurăminte care nu după Scriptură și multe, multe altele, acestea n-au ce căuta în casa noastră, fraților. În ziua judecății, spune Matei, omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Dar nu când spui la amvon nefolositor. În casă, când spui un cuvânt nefolositor, un înger acolo care e în casa ta, îți strigă.
Și într-o zi vei răspunde de cuvântul ăsta. Ne propune să ne pocăim mai mult în ziua de astăzi. Sunt vorbe care trebuie interzise și vorbe care trebuie promovate. Vorbiți între voi. Aminteam versetul mai înainte. Deci prima dată să fim atenți la vorbele noastre. Cine vrea să aibă zile bune, să fie atent la vorbire. Să se depărteze de rău și să facă bine. Care ar fi rău ăsta identificat în familie? Deci noi ne depărtăm, ăsta e rău, mă, asta în casă la mine n-are ce căuta. Mă depărtez și mă apropii mai mult de tine. Asta e marja în care trăiește familia. Versetul 9 spune acolo, mai înainte. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Eu am fost ispitit, nu numai o dată, când mi-a spus nevasta un cuvânt care nu mi-a plăcut, să-i dau o replică, că eu sunt predicator, știu și eu să vorbesc, nu numai ea. Frați de la Vicos, ați fost odată ispitiți să întoarceți așa o vorbă cu răutate? Nu ridicați mâna, că nu e evanghelizare. Deci mie mi s-a întâmplat. Că bine, asta e justiția. Și bine la minte omenească. Îți spune nevastă ceva, dar îți spun și eu ție ceva. Nu, ca să fie un om. Dar vine Biblia, spune, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. N-avem voie să ne răzbunăm. Poate câteodată am avea motive. Nu în 40 de ani, aș avea motive să mă răzbun. Că asta nu e justiție, versetul 9. Asta e numai răzbunare. Și poate spunea la 12:19, nu vă răzbunăm. Dar care e bine? Deci n-am voie să mă răzbun în casă, niciodată. Nici surorile n-au voie. Nici voi n-aveți voie, da? N-aveți voie să vă răzbunați. Ca să fie alături lui. Asta, vadă ea. Am povestit la conferință, am ținut o temă, de motive de ceartă. Se scrie în Proverbe 10:12, ura stârnește ceartă. Ajung oameni bătrâni după ce își căsătoresc copiii să nu se mai suporte unul pe altul. Bine, nu mai e erotismul ăla. Că s-a dus vremea lui. Dar compasiune, dar înțelegere. Dar un pic de simpatie, nu mai avem unul pentru celălalt. Și îmi spunea frate de dragul, știți, că trăia că am fost la el, într-o familie mai în vârstă, s-a apărut ceartă mare. Și el s-a îmbolnăvit, s-a dus la spital, el nu a fost în capăt din loc. El a venit acasă, era să lapte tare. Și frate Dragoș îmi spunea, uite, mai încolo adânsă, el doarme într-o cameră, el într-o cameră. Am întâlnit surori în vârstă care au spus, mai am o fată de măritat și după ce mări fata, mă duc la cealaltă Italia. Să rămâi el acasă, să domnească el. Cum se poate ajunge un oameni pocăit la astfel de probleme? Să nu te mai suporți. Cu ăla căruia i-a spus, da, te-ai căsătorit din dragoste. De ce? Și fratele spune când s-a dus acolo, el era slab, a venit la spital și spunea, băi, nu a venit odată la mine la spital. Doarme în camera aceea, eu dorm aici. Și într-un mic fierbea doi cartofi. O să fiu slăbit tare, dar dacă fierbă ăștia doi cartofi și mănânc, mă duc eu la dânsa și îi arăt pe cine zi eu. Ea încă nu mă știe pe mine. Și când am câte o mânie pe acasă, odată nevastă îmi spunea, du-te mănâncă doi cartofi. Nu prind o leapă de putere. Cum să ajungem la problemele astea? Să doresc, să faci rău, să te răzbuni. Depărtează-te de rău, depărtează-te de răzbunare și fă binele. Dar care-i bine? Spune în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 7, de unul care a făcut rău, l-a făcut rău. Și vine apostolul spate, spune, mai bine iertat. Ai un motiv să întorci vorba. Ai un motiv să te răzbun. Dar mai bine este să ierți. Ne rugăm Domnului să ne ajute la asta? Amin. Doamne, ajută-ne pe toți. Începând cu ei doi de astăzi și la noi care avem ani și zeci de ani de căsătorie,
ispita vine la toți. Nu vă răzbunați. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Mai degrabă, iertați. Depărtați-vă de rău și faceți bine. Un alt rău, 1 Corinteni 13:33. Tovărășiile rele strică, am întâlnit familii care erau în pragul falimentului din cauza prietenilor de familie. Noi, după ce ne-am căsătorit, mai multe familii ne-am grupat, dar asta nu mai spune rămâne ca mărturisit, nu mai spunea nimeni. Să ne adunăm la rugăciune. Știam anumai la rugăciune, cântam, ne rugam toți, eram tineri, cu minte, tânără. După aceea cineva într-o seară mi-a făcut o mămănică cu brânză, am mâncat, am început câte o masă de dragoste, nu de alea cu ipte de manciuri, așa, cu ce avem noi în casă. Și tare era bine. O dată vine unul cu o cutie de rele. Păi, știți rele? Păi știu, am jucat când eram elev. S-a jucat în rele, domnul păcat de moarte. Dar două seară iară m-am jucat, sau treia seară iară, o cântare și o rugăciune repede, ca să avem timp de repede. Dar între cei care jucau, nu știu, nu era un joc să juca în echipă. Nevasta punea piese care nu trebuia, era o băjucurie, băi, mă duc într-o seară și întreb eu, dar acela nu vine, întreb gazda. Zic nu, dar de ce nu i-a mai chemat? Dar ce nu i-a chemat? Băi, frate, n-am jucat. Tu-i văzut cum vorbește el cu nevasta? Ce cuvinte, ce o băjucurește, că nu a jucat bine, că nu e destul de inteligentă. Și până la urmă, că vorbește el cu nevasta, e treaba lui. Da, ziceam eu am început, tot așa. Și i-a spus, da, ascundem asta, veniți la rugăciune, ne rugăm, veniți la cântare, dacă nu fii ca la casa lui. O femeie cu minte. Și s-au gătit tot tovărășii aceia, care de la bine ajunge la rău, pentru că nu era vedere. Și femeia asta de casă îmi spunea că el vorbește așa cu nevastă să vorbească. Dar a început și al meu să vorbească așa și vedeți că rău se copiază. Vedeți cum se molipsește? Vedeți că anturajele rele stric cu obiceiurile bune? Voi începând de azi, toate ați fost prietenoși, nu vă știu. Ați avut prieteni printre fete și băieți. Mulți o să vrea să fie prieteni cu voi de acum. Și bine, dar nu orice prieten. Psalmul 101, versetul 6, David spunea, voi avea privirea asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Dragi tine, sunteți pe linia de start acum. Nu primiți în casa voastră tăți bârfitori, tăți preveditori, tăți cu câte idei. Primiți oameni care vin să cânte, să se roage cu o prietenie duhovnicească și veți avea propășiri în casă. Doamne ajută! Ce mai este rău în familie? Ionel, cum ai spus? Ce mai este rău în familie? Coloseni 3:5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poșta, rea. Că mult rău în casă vine de la poșta rea. Și fără să intru în detalii, spun, depărtează-te de rău și fă bine. Care-i binele în dreptul poftelor rele? Păi că la Galateni 5:22, ultima roadă a Duhului este înfrânarea poftelor. Să ne-o dea Domnul tuturor. Mai este un rău mare, dar nu știu dacă vreți voi să scăpați de el. Dicovene. Scrie 1 Timotei 6:10. Că iubirea de bani e rădăcina care știi mai departe. Și vrea să scăpați de ea? O spus doi amici. Suntem pe drumul cel bun. Frate, nu bani. Că banii trebuie și mie. Cine nu îngrijește a lui mai rău ca un necredincios. E ca un lepădat. Avem familie, avem copii, avem obligații. Dar iubirea de bani e rădăcina tuturor rele. Când rădăcina iubirii de bani, ramul din roman se va chema lăcomie. Și lacomie nu intră în cer, să știți. Lacomie nu intră în cer.
Lăcomia de bani e un lucru rău. Dar care e lucru bun? Când noi fugim de rău, ce facem bine? Scrie în același Timotei, capitolul 1, versetul 6, adică la 1 Timotei 6, cu 17 și 18, îndeamnă pe bogat în viața acestuia să facă fapte bune. Contrarul lăcomiei pusă la antiteză îi iubirea de bani și iubirea de fapte bune. Nu știu cât de bogați sunteți voi. Și repet, chiar nu mă interesează. Eu nu știu ce să le dau la copiii mei că îmi căsătoresc. Nu mai am și grija voastră. Dar vă spun un lucru. În casa voastră să fie dărnicie, primirea de oaspeți, că unii fără să știe au găzduit pe aici. Îmi povestea o familie că avea un copil atât de rău și neastră cu erat, nu mai știe mama ce zice se fac. Și-a venit un frate din Ardeal, un frate în vârstă, și copilul a fost atât de obraznic, când pe masă, când pe pat, când trăgea, când învărsa, și mama până la urmă l-a fugărit, i-a dat două pui de aici, l-a aruncat în cealaltă cameră. Și fratele s-a uitat, a spus că dă-i pace. Dacă ai știut ce Duhul chinuiește, hai să ne rugăm. Și-o spunea mama aceea, a făcut omul ăsta o rugăciune, din momentul acela copilul meu a fost deosebit, o crescut mare și mă bucur de el. Fără să știi, pot să găjduiesc cu mine. Primirea de oaspeți, dărnicia, ajutorarea, nu iubirea de bani, ci faptele bune. Fugim de rău ăsta și înfăptuim binele. Dumnezeu să ne ajute. Închei predica. Bărbatul înțelept, cununat cu o femeie înțeleaptă, își vor zidi casa. Din punct de vedere material, financiar și din punct de vedere duhovnicește. Așa să-i ajute Domnul pe ei. Dacă vreți, copii, să aveți zile bune, depărtați-vă de rău și faceți bine. Și atenție, ne ferim limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Mai degrabă cuvinte de laudă, aprecieri, rugăciuni și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.